Zalău este acoperit de un nor de ceață. La această oră se înregistrează minus 2 grade Celsius și pentru următoarele zile, meteorologii au anunțat temperaturi scăzute. Circulația pe arterele din municipiul Zalău se desfășoară cu dificultate. Șoferii sunt nevoiți să înainteze în trafic cu viteză redusă și multă prudență. Bună seara, cum circulați? Bună seara, greu, cu grijă. Ceață de asta se vede foarte puțin, undeva la 10 metri, 15. Cu cât puteți înainte în trafic? 30, 40, depinde. Acum e mai liber să, da, în trafic să fie orăt mai de vârf, mai greu. Pentru șofer e mai greu, trebuie să fie mai atenți. Da, ați mai avut probleme săptămâna asta cu ceața? Au mai fost în câteva zile. Au mai fost și a fost și chiciul la padron. Cu cât puteți să circulați? Cu puțin, orice caz, 40, ca să poți să eviți orice. Destul de greu cu ceața asta, să lăsa ceața și foarte greu. Încet, cu grijă. Cât puteți înainte în trafic? 30, 40. E greu, că e ceață. E ceață mare, să circulă greu. Dar cu cât înaintați în trafic? 40, 50, maxim. Circulăm încet. Cum să circulăm? Că vizibilitatea e destul de redusă, păstrăm distanța mai mare față de vehiculul din față și încet și cu atenție. Cam așa. Cam cu cât puteți înainta în trafic? Maxim 50, dar mai mult nici într-un caz.